începe pentru început cu a vă aduce la cunoștință dumneavoastră botoșenilor faptul că avem în acest moment licitații în desfășurare la primăria municipiului Botoșani în valoare de 85 de milioane de lei. Aceste licitații vin ca urmare a eforturilor pe care le-au depus colegii mei în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență și am ajuns la ultima etapă în care am scos la licitație lucrările pentru renovarea energetică a primelor instituții de învățământ care au documentația finalizată. Astfel, avem licitație la Colegiul Național Mihai Eminescu în acest moment cu o valoare a lucrărilor în cuantum de 25 de milioane de lei și cu termenul de depunere 30-a 10-a. Deci, agenții economici sunt încă în termen pentru depunerea ofertelor dacă sunt interesați de aceste lucrări pe care le propunem. Licitație la Școala Generală numărul 13 în valoare de 11,7 milioane de lei, termen de depunere 16-a 10-a. Licitație la Școala Generală numărul 7 cu lucrări în valoare de 9.800.000 de lei, termen de depunere 17-a 10-a. Licitație la Școala 10, cuantumul lucrărilor 8.819.000 lei, termen de depunere 17-a 10-a. Execuție de lucrări la Liceul de Artă Ștefan Lucian, valoarea lucrărilor 8.100.000 de lei, termen de depunere 18-a 10-a. Execuție lucrări renovare energetică Școala Generală numărul 12, valoarea lucrărilor 6.600.000 de lei, termen de depunere 19-a 10-a. Și execuție lucrări renovare energetică grădinița cu program prelungit numărul 19, termen de depunere 19-a 10-a. Obiectivul general al acestor proiecte depuse în cadrul componentei 5, valul renovării, este tranziția către un fond construit, rezilient și verde. Ce presupun aceste lucrări la care așteptăm firmele din Botoșani și nu numai? Anveloparea clădirilor, renovarea sistemului de alimentare cu energie termică, reabilitarea rețelelor de furnizare a apei de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și sau termice pentru consum propriu, utilizarea resurselor regenerabile de energie, lucrări de instalare, reabilitare, modernizare a sistemelor de climatizare, lucrări de reabilitare, modernizare a instalațiilor de iluminat, modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor și alte tipuri de lucrări. Sunt doar primele instituții de învățământ care vor beneficia de aceste finanțări, finanțări care vor fi completate de altă licitație pe care o pregătim, care privește dotarea tuturor instituțiilor de învățământ din municipiul Botoșani, cu o singură excepție, Liceul Agricol, licitație în cuantum de 10 milioane de euro. Este o licitație grea pe care o pregătim. Analizăm varianta dacă o vom face pe loturi sau integrată. Quantumul este foarte mare, dar vine în completarea lucrărilor pe care le vom face, astfel încât la sfârșitul acestui program fața învățământului botoșenean va fi cu totul schimbată. Copiii noștri vor avea condiții extraordinare pentru învățat. Invit toți agenții economici care sunt interesați să depună aceste oferte. Am semnale că sunt interese pentru aceste lucrări, chiar dacă este un quantum foarte mare, pot veni în asociere. Îmi doresc o competiție, astfel încât să avem cel mai bun câștigător și ne vedem pe șantier. Vă voi invita să cunoaștem câștigătorii, să vedem cum decurg lucrările. Imediat ce finalizăm evaluarea ofertelor, după expirarea termenelor la care am făcut referire. Va fi nevoie de relocarea copiilor acolo unde intră în... deschid șantiere de lucrări? Am avut astfel de situații la două grădinițe din municipiul Botoșani și a trebuit să relocăm copiii, dar am făcut acest lucru pentru că erau grădinițe cu program prelungit și copiii dormeau la amiază și a fost o provocare, un lucru greu de gestionat, discuții cu părinții supărați,
care într-un final au înțeles și le mulțumesc pentru acest lucru. Facem un efort doar pentru o perioadă scurtă de timp pentru a avea condiții mai bune. Astfel, la grădinița Șotron și la grădinița 22 am avansat un termen pentru părinți, pentru finalizarea lucrărilor și a trebuit să facem o relocare. Pe cei de la Șotron i-am relocat la liceul Ilie Radu, iar pe cei de la grădinița 22 la grădinița 23, dacă nu mă înșel, în Anele Cișmea. Pentru copiii care învață în aceste instituții de învățământ, sper să găsesc înțelegere și soluții împreună cu Inspectoratul Școlar Județean să desfășurăm orele chiar în cadrul acestor instituții cu o relocare parțială. Vom mai lucra pe perioada vacanțelor la interior, iar pentru anvelopare se poate lucra chiar în timpul orelor de curs, chiar dacă există un anumit disconfort. Câștigul este prea mare pentru a nu face cu toții acest efort pentru renovarea clădirilor și pentru îmbunătățirea condițiilor din sistemul educațional botoșenean. Și atunci când ați avansat pentru finalizare? Începutul lunii octombrie. Noiembrie, mă scuzați. Noiembrie, după vacanță.